Sâmbătă 8 septembrie, în curând, la ora 21:45, un tânăr de 23 de ani din comuna Creaca, în timp ce conducea autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Zalău, a acroșat un pieton care traversa strada prin loc nepermis și fără să se asigure. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul alcool test. Pentru șofer, rezultatul a fost negativ, iar pentru pieton a rezultat o valoare de 0,56 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Victima a fost transportată la spital pentru investigații. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările care au dus la producerea acestui eveniment. Pietonul are 24 de ani.